conformitate cu prevederile articolului 39 aliniatul 1 din legea administrației publice locale numărul 215/2001 a fost convocată ședința Consiliului Local Zemeș având la punct următoarele ordini puncte. Ați primit fiecare convocator, știți ordinea de zi. S-a retras după ordinea de zi punctul numărul 6. S-a introdus proiectul 170 privind acordarea din bugetul local a sumei de 1000 de lei domnului Șelaru în urma procesului care a avut loc. Supun la punct ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. De asemenea, supun la punct procesul verbal a ședinței anterioare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. De asemenea, supun la punct la vot proiectul suplimentar care s-a introdus. Cine este pentru? Punctul suplimentar. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Trecem la primul punct din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alocarea de resurse financiare pentru întocmirea documentațiilor tehnice pentru un număr de 4 poduri proprietate publică al Comunei Zemeș, amplasate pe stereul Tazlău Sărat, în vederea obținerii autorizației de gospodărire a apelor pentru poduri și podețe executate fără aviz de gospodărire a apelor. Este vorba despre podul de la Mihai Eminescu, școala Mihai Eminescu, podul de la Biserică Răsăi, grupul de case Podul și grupul de case Galin. Este necesar pentru, ce a spus și domnul președinte, obținerea autorizației de gospodărie a apelor. Probleme dacă aveți la acest proiect? Dacă nu, supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind alocarea de resurse financiare pentru întocmirea documentației tehnice pentru toate traversările cursurilor de apă cu conducte de aducțiune, distribuție și canalizare, precum și un plan de situație cu toate punctele de traversare cursurilor de apă în vederea reînnoirii autorizației de gospodărire a apelor pentru sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare ape uzate, menajerii din Comuna Zemeș. Avem nevoie pentru reînnoirea autorizației de gospodărire, datorită faptului că a expirat în luna septembrie și am primit niște măsuri de să le punem în practică. Aici avem nevoie de suma de 12.000 de lei în vederea obținerii proiectării și avizelor tuturor celor abilitați. Da, mai aveți probleme asupra proiectului respectiv? Dacă nu, supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind aprobarea și însușirea contractului de sponsorizare numărul 10.570 din 14.09.2016 încheiat între Direcția Civil de Bacău și Comuna Zemeș. Da, e vorba de arborii care au fost la calamități, care au fost puși în locurile critice, se regăsesc în locurile unde au fost amplasați. Poporul Silvic mi-i lasă nouă, dar în baza unui contract de sponsorizare. Trebuie să scadă și cumva din 25 de metri cub, în valoare de 4.632 de lei. Ei sunt, o să-i scoatem de acolo când încep lucrările și îi valorificăm. Dar în baza contractului ăsta. Mai aveți probleme la acest proiect? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Zemeș la constituirea Asociației pentru promovarea și dezvoltarea turismului Bacău. Da, se înființează o asociație la care vrem să participăm și noi. Participă și s-au înscris inclusiv toate comunele care sunt în jurul municipiului Hoinești. Am considerat că trebuie să participăm și noi. Așa e corect. Probleme la acest proiect?
Încercăm să promovăm de acolo încolo. Până acum, cei drept, nu prea am avut ce promova. Și am văzut să schimbați ceva în 3 zile și să schimbați ceva în... Nu, să schimbăm 4 ani. Dezbaterea e filmată și publicată de noi pe internet. Întâlnirea da. Primarii. Da. O puteți găsi, vă puteți documenta. De la noi niște. Da. Alte probleme? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării din bugetul local al Comunei Zemeș a sumei de 1.000 de lei pentru plata cheltuielilor de judecată conform sentinței civile numărul 118 pe 28 a 3-2016, pronunțată de judecătoria Moinești. Doamna secretară, poate da detalii? Da, sentința civilă o aveți în documentații, o dispus obligarea noastră la plata sumei de 1.000 de lei, reprezentând cheltuielile de judecată, este vorba de procesul pe care a fost intentat cu sumele de la Curtea de Conturi, s-a ajuns într-un final până la urmă. Inițial, domnul Șelar a pierdut, s-a făcut procedura de executare silită prin executorul judecătoresc, conform sentinței, și acum s-a judecat în primă fază desfințarea actelor de executare și probabil o să urmeze și repunerea în situația anterioară pentru ca să poată să-și primească banii înapoi, conform codului de procedură civilă. Probleme? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriului de punctare de eligibilitate și selecție pentru repartizarea locuințelor sociale în regim de închiriere, a documentelor justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți. În vorba de cele blocul de 40 de ceri garsonieră, care trebuie date, să face o comisie, vom analiza criteriile. Am întocmit un contract cadru. Prezentat? Sunt cu materiale? Da, le aveți atașate acolo, vă documentați. Da, probleme? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentației tehnice în vederea realizării branșamentului la energie electrică. Care e 100? Modelul de contract cadru. Da? N-am eliminat. Deci proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract cadru pentru închirierea locuințelor cu destinații sociale. Aveți toată documentația acolo? O studiați? Dacă îmi permit. O să închid telefonul? Da, tu le-ai telefonul pe silențios. Da. S-a cerut permisiune ca să închid telefonul. Dacă îmi permit. Da. Și vreau să aduc și un argument. Nu știu de ce tot se vehiculează pe tot că noua conducere nu vrea să distribuie acele garsoniere. Vă spun eu din două puncte de vedere. Deci nu avem curentul electric care am aprobat așa, iar acum ne întâlnim cu o problemă foarte delicată cu alimentarea cu gaze. Din toată documentația depusă, nu există proiect pentru instalația de utilizare individuală. Deci nu se poate face... Aici faci fiecare după ce-i dați. Da, domnul consilier, sunt de acord. După ce-i dăm, ce-i dăm? Îi dăm garsoniera fără contoar? Păi contractul face el. Cu cine? Cu eu. Și în cazul de față, chiriașul trebuie să-ți facă proiect. Nu există nici proiect individual. Este proiectul comun în care mi se aduce coloanele pe scări. Bun. Costurile, vă rog să țineți cont, costurile unui proiect și demontarea unui contuar se ridică la suma de 400 de lei. Deci la atribuirea contractului cadru, să țineți cont, să puneți în vedere acea sumă. Că este obligat. Altfel nu are gaze.
Deci eu am trecut prin situația asta, se cheie în nume propriu, dar în nume propriu eu trebuie să preiau de la primăria Zemeș ca să mă duc să închei contractul în nume propriu. Și asta ar vrea modificare aici la obligațiile părților, la litera H, nu mai mult de o lună de zile, pentru că după aia se ajunge, cheltuiala vine pe primăria Zemeș, persoană juridică, care sunt costurile mult mai mari decât persoana fizică, și o să ajungem în imposibilitatea că o să plătim noi. Deci asta a fost rugămintea, că deci nu, din punct de vedere, nu există nicio documentație, m-am uitat în... Documentația da, sunt 4 luni de zile, 5 luni de zile, acum ai văzut documentația și ne-am văzut acum 4 luni de zile, nu cunoaște documentația. Dumneavoastră ați fost 4 ani și n-ați văzut. Da, și am făcut garsonieră, e greu de făcut... Dar n-ați făcut, că n-ați dat nici copii din ea de vară. Asta este. Deci, nu mai lansați cuvintele că nu vrea să dea noua conducere. Și eu am curajul să vorbesc, nu noua conducere. Le-ați lăsat cum le-ați lăsat. Dar cum? Ce vrem? E greu de făcut aprobări proiectul pentru vară? Da, este greu pentru că domnul consilier, 350 de lei, 350 de lei nu are banii. Romelu, o secundă. S-a făcut pentru branșamente, pe ambele scări. Da. Branșamentele, da? Care le-am făcut primăria. De acum, cine o să primească garsonieră, trebuie să-și facă contract la lumină și la gaz. Contractul, dar cum să vă spun? Contractul, deci eu mă duc să închiriez. Proiectul. Pe gazele sunt trase pe baza ce, până la scară. Domnul primar, până la scară sunt trase. Trebuie să-și facă proiect pentru fiecare locuință în parte. Dar nu știu dacă e corect, domnul primar, fiecare, pentru că ei sunt chiriași. El mâine poate să-și ia valiza peste o lună, două, să plece. Proiectul face pentru locuință. Dacă conductele de gaze nu sunt trase, da, pentru locuința în care... Vreau să ieși pentru gaze. Conductele de gaze sunt trase, numai trebuie să pun. Deci se face diferența. Există legătura de branșament care este coluna principală și instalația de utilizare. Instalația de utilizare intră de la placa contorului în interiorul locuinței, care este făcută, dar e făcută fără niciun proiect. E prins în proiectul blocului, că altfel nu este, dar nu aveau cum să tragă ei conductele în bloc, Romeo. M-am uitat în documentație, nu există, atât mi-a paie. Păi și atunci cum o făcut? Trebuie făcut pentru bloc. Pentru fiecare garsonieră în parte. N-ați înțeles. Ideea e că în contextul de față o să trebuiască să plătească primăria. Deci ele se făcă pentru un... Eu nu știu dacă e normal. Nu este. Păi nu e normal, asta era ideea. Noi vrem păi asta era ideea. N-ați înțeles. Trebuie să plătească fiecare în parte și asta înseamnă... Asta înseamnă să ai proiect pentru fiecare garsonieră. Nu este normal din două puncte de vedere. Pentru că primăria e persoană juridică și plătește mult mai mult. M-am plătit și eu un an și ceva. Eu un an și ceva am venit 300 și ceva de lei la lumină până mi-am schimbat contractul. Deci aici este problema. Deci trebuie să găsim modalitatea să vedem... Plătească, da? La comunești. Dar pe ce bază îți duce dacă el... În baza contractului. Domnul primar, s-a făcut când Eon a predat transformatoarele la blocul furașul producției. Eon a venit, o tăiat lumina și a spus pentru că nu aveau contoare. Locuitorii din bloc. Am pus atunci, am întrunit Consiliul, știi, așa, și am pus un contoar pe un bloc, nu pe un bloc. Până când era iarnă, era în februarie, și după aia fiecare s-a dus la, aici vreau să ajung, s-a dus la Eon Comănești și și-au făcut contract pentru energie electrică. Fiecare. Au plătit cât din 4-5 milioane, nu, exact ce spunea, nu ce spunea Adrian, că nu, Adrian spunea că nu beneficiari, adică proprietarii în primărie. Dar de ce? Trebuie să-și facă fiecare. Și el sunt chiriași la blocul furaș. Tot chiriași. Se... Utilitățile, gaze și urmări, poți să-mi iau un contract în nume propriu. Nume propriu, pe asta vreau să spun. Nu că, ce dacă e proprietar primărie? Tu dacă locuiești sau eu locuiesc în acolo, așa, utilitățile trebuie să le plătesc. Apă, cu noi, gaze. Adrian, clădirea nu este branșată la curent. Înțelegeți? Da. Asta e. Nu ce spuneți dumneavoastră acolo. Deci clădirea nu este branșată la curent. Asta e ideea.
Noi ne luptăm acum să o branșăm. Clădirea să fie branșată. Este... Nu este. Nu este cum este. Este, dar nu este. Nu este. Este, este, este bistâlp la Petrocului. E bistâlp, e gata. Acum merge și da. Aprindeți un bec. De s-a prindit păi nu s-a prindit, pentru că trebuie făcut branșamentul ăsta, că l-a semnat aici. Păi da, dacă era prevăzut un proiect, se făcea de la sfârșit. Când venea, era... În proiect a fost prins numai contoarele, tablourile și contoarele. Era prevăzut și ăsta ca să fie proiectul. Asta, asta e, nu mai căutăm. Nu, trebuie făcut ca să te vindivezi. Trebuie făcut, dar nu că nu se vrea. Noi vrem să dăm, da? Da, nu. Nu dezinformați, asta e logica. Acolo la litera H, în contractul nume propriu, nu mai mult o luni vizite. Oricum, sunt fel convins că o luni vizite o să plătim noi gazele și nu o să plătim, domnul consilier, că o să avem o ședință publică și o să le aducem la cunoștință, e nevoie, nu le dăm. Nu le dăm până nu punem la punct toate detaliile. Sper că s-a epuizat, da? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind alocarea de resurse financiare în vederea întocmirii unui raport de evaluare pe care expert, evaluator, ANVAR, în vederea... Cum s-a aranjat așa, cinilor? 73. Privind aprobarea întocmirii documentației tehnice în vederea realizării branșamentului la energie electrică a obiectivului de investiții bloc de locuințe de necesitate socială Comuna Zeniș. Despre asta am discutat. Despre asta am discutat. Proiect de hotărâre privind alocarea de resurse financiare în vederea întocmirii unui raport de evaluare de către un expert evaluator a ANVAR în vederea întocmirii în domeniul privat a obiectivului Cruce situat în extravilanul Comunei Zemeș, zona dealului Ciuc. E vorba de Cruce, știți? O avem în domeniul nostru și să putem investi Crucea de sus, de pe dealul Ciucului. Da. Da? Da? S-o înțeles, da? Nu trebuie să discutăm mai mult, că și... Da? Deci nu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pe anul 2016. La rectificare avem următoarele cifre. Capitolul 501.02 Autorități publice. Luăm 1.000 de lei de la alte cheltuieli cu bunuri și servicii și dăm pentru consultanță și expertiză, adică cheltuielile de judecată al lui domnul Șelaru pe care trebuie să-i dăm banii. La locuințe. Luăm de la cheltuieli de capital 3.000 de lei. Știți că au rămas din banii noștri care am pus la blocul foraj, la blocul de locuințe de la Modrezău, 5.500 de lei, 55.000 de lei. Au mai rămas bani acolo. Luăm de acolo 3.000 de lei pentru branșamentul pentru iluminare, ceea ce s-a discutat un pic mai înainte. La serviciu cu apă. 12.000 de lei, autorizație de gospodărire a apelor, iluminat public, se iau 4.800 de lei. La capitolul sport, avem încălzire, iluminat, materiale și servicii, deci se iau bani din anumite conturi și se pun în alte conturi. Deci acolo e ceva intern la ei, la asociații cu sportul. Deci unii au nevoie, iau de unii au bani mai mulți. Și la transporturi avem 4.800 de lei, banii care i-a spus domnul viceprimar pentru poduri, pentru cele patru poduri. Asta este toată rectificarea de buget. Deci s-au luat din bugetul local 55.955 pentru blocul de la Modrezău. Am cheltuit 14.781 și acum mai luăm 3.000 de lei. Rămân acolo 32.000. Și mai avem la dezăpezire, am alocat 44.200 de lei, s-au mai luat pentru diverse lucrări și mai sunt 20.000 de lei pentru dezăpezire. Nu știu dacă o să ajungă până la sfârșitul anului, dar atât au mai rămas în contul pentru dezăpezire. Asta este rectificarea. Întrebări, vă rog. Dacă nu mai sunt probleme, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc.
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pentru venituri și cheltuieli Comunei Zemeș pentru trimestrul 3-2016. Aveți atașat la proiectul de hotărâre conturile în care s-au efectuat plățile sau încasările, conturile de execuție și veniturile al Comunei Zemeș. Deci sunt conturile la care am spus mai înainte, plus toate veramentele care s-au făcut. Aveți atașat aici toate conturile de execuție și la venituri și la cheltuieli. Pe cele două secțiuni. Probleme dacă sunt, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Zemeș numărul 201/2015 pentru stabilirea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburant și costurile pentru convorbiri telefonice la nivelul UAT Comuna Zemeș. Este vorba de creșterea la costurile pentru telefonie mobilă de la 1600 de lei la 1800 de lei datorită modificării abonamentului și a creșterilor cursului euro. Atât. Carburant? Nu. Nu. Deci singura modificare asta este. De la costul de telefonie mobilă crește de la 1600 la 1800 de lei pe toate serviciile din cadrul primăriei. Domnul consilier, sunt prinși în același capitol. Și carburanții și telefonia mobilă. De asta au sunat hotărârea de Consiliu așa. Da, mai sunt probleme? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ ca formă de sprijin în activitatea de asistență socială și protecția copilului în Comuna Zemeș. Actualizările se referă la numirea domnului viceprimar ca președinte și înlocuirea doamnei Rotilă Alexandra cu Milia Nicolae. Rotilă Alexandra intră în creșterea copilului și nu o să mai lucreze. Asta sunt comisia? Actualizările. Comisia să știe, da. Domnul vicepreședinte, membri, Marian Daniela, profesora, Nicolae Inelu, preot paroh, hoțul Ionela Aurora, consilier local, Vărvăriciu Violeta, medic, Rusu Doru, polițist, Milia Nicolae, asistent medical, secretariatul este asigurat de Tudose Cătălina. Mandatul stabilit pe un an. Sunt obiecte? Dacă aveți ceva probleme deosebite, nu? Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct. Probleme curente ce se supun dezbaterii Consiliului, cereri, interpelări. Domnul Munteanu. Altcineva? Hai, ridicați mâna care vreți. Coțul Aurora. Și lumea. Ce e ea? Nu. Nu pune întrebare. Cine pune întrebare? Romeo. Mai dorește cineva? Da. Are cuvântul domnul Munteanu Gheorghe. Să pregătește Dobrițoiu Valeriu. Aș dori să știu dacă s-a discutat situația terenului din colonie cu Petrolul. Da. Răspunsul? Da, s-a discutat. E pozitiv, negativ? O să vină o comisie în cel mai scurt timp, cred că săptămâna următoare, și o să analizăm absolut toate suprafețe de teren care, de care avem noi nevoie și care se regăsesc intabulate la OMV Petrol. Aș mai avea o problemă. E vorba de un ajutor lua Dogulese Maria cu căruțul cu lemn. Ceva, baba are 6 milioane pensii,
un milion se duce la, la gaz, lumină, un milion se duce acolo, o trei la medicamente. Mai sunt câteva probleme. Știu, dar eu am propus. O să încercăm să... Deci e situație foarte deosebită, nu au făcut focul până acum. Mâine, da. Mâine vine amenajistul, o să vedem... Dar la prietenul meu care cât, domnul... Cât de repede putem termina amenajamentul, sigur. O să încercăm să exploatăm ce până atunci acolo, nu mai deci, vă rugăm frumos. Poate Dumnezeu și nu mai are. Dar nu, asta e vorba de o luni de zile. Deci da. ea nu a mai făcut focul, deci acum este frigia. Foc nu a mai făcut, deci un ajutor. Un gest umanitar, un gest umanitar, vedem, pentru consilierii noștri poate găsim unde, de cineva. Punem toți consilierii. Da. Cine următorul vă rog frumos trebuie să audă are cuvântul Dobițoiului ca să pregătești. Deci măcar la început acum, măcar câteva cioate de dus acolo să facă focul. Da, am trecut domnul Miciu notat, noi o să avem în vedere. Da. Cu siguranță o să vă spun. Îți dau baba să duci pe izlas. Doamna Dobițoi, vă rugăm. Am fost astăzi la școală cu domnul de la Romeo la Consiliul de Administrație. Printre altele s-a discutat cu doamna directoare și a venit cu o propunere. Dacă nu s-ar putea masarda podul de la școală, iar mai trebuie 5 clase și atunci s-ar putea învăța numai într-un schimb, într-un singur schimb. N-ar mai fi nevoie de două schimburi. Cu câțiva ani în urmă, cu domnul Berța am fost acolo în pod. Poate eu cu tine am fost în pod. Nu, cu toată comisia. Domnul Bălțătescu, știu că a făcut proiectul la școală. Dumnealui, dacă luăm legătura cu dumnealui... un expert de la Iași, dacă s-a demarat ceva și dacă susține mansardarea. Expertiză trebuie. Bălțătescu a făcut un proiect, o anexă. Nu dar înainte ai făcut pentru mansardă. Da, făcut. Că ar fi un lucru bun dacă ar susține și s-ar putea masarda și s-ar mai face 5 săl de clasă acolo, deci nu ar mai fi nevoie să lucreze în două schimburi cu elevii. Deci s-ar face într-un singur schimb. Trebuie să facem un raport, o expertiză. Păi asta am și vă aduc la cunoștință și propun într-o ședință anterioară să vedem ce soluții găsim, că ar fi ceva bun și pentru copii și pentru profesori. Că într-adevăr, cei din schimbul după amiază chiar este foarte obositor. Mai ales cei ultimele a 7-a, 8-a au și examene și din astea, deci dacă s-ar putea și este posibil, ar fi o idee foarte bună. Dar se încadrează profesorii cu orele? Da, păi tocmai. Deci ar fi un lucru bun. Deci am stat și am discutat și am zis că dacă ar permite structura și s-ar putea mansarda podul, că este destul de mare și din astea, s-ar... Da, am înțeles. Face într-un singur schimb, atât. Da, are cuvântul domnul Gogescu, Petre, să pregătește doamna consilier Boțu Aurora. Referitor la părâul Zemeș, în dreptul lui Maftei, e ruptă plasa și niște piloni de metal. Dacă se poate interveni să se rezolve și împărâul niște bolovani. Și mai este cu clopul de la rotilă, care trebuie tăiat. Și aia de pe Zemeș. Clopul se taie după ce cade frunza, se taie. Chiar acum e greu, e umed, nu putem. Bine, în același timp. Deci se va interveni și la clop și pe Zemeș, la Aloșan. Da. Dar... Îl tăiem, o să-l vedem. Cât, sperăm să-l tăiem când o face perii. Mereu. Da, în clopul nu face. Și cât de curând intervenim și în zonă. Mai aveți probleme, domnule? Are cuvântul doamna Poțu Aurora. Să pregătește domnul Cristea Vasile. Nu, eu nu m-am scris. Pătarul Vasile. Dar eu vin cu rugăminte. Nu știu exact pe ce zonă sunt consilier și aș vrea să primesc și o hârchiuță. De unde și până unde. Nu știu exact ce a avut domnul Gorean. O să știu exact zona unde și cum se pot merge, să stau de vorbă cu oamenii. 5 minuțele. Da,
Să rămâniți un piculeț, să vedem, să discutăm, să stabilim împreună zona. Da. Adică, dar nu, dar v-a zis atunci. Da, da. Verbal, să aveți o zonă în care să puteți lucra. Nu mai facem oriunde, nu prea cunosc zona, într-adevăr, dar care vă puteți implica, chiar vreau să mă implic, chiar aș vrea să mă implic și merg să lucrez. Cred că așa fi corect. Da, mulțumesc. Să lucrați într-o zonă pe care o cunoașteți și să vă puteți implica. Da, nu mai sunt probleme, domnul Spătaru Vasile. Eu am mai multe probleme de spus. În primul rând aș vrea să faceți public consilieri pe zone, pentru că locuitorii nu-și cunosc consilieri. Mulți consilieri, adică mulți, unii dintre consilieri, dacă nu se află pe teritoriul dânsului și vine alt locuitor și cu o problemă, spune du-te că ai consilieri pe zonă. Cred că în prima sau a doua ședință s-a făcut o listă. Aurora nu era, într-adevăr. Restul, toți consilierii știu și își cunosc zona. Când nu s-au dus în teren și nu-i cunosc locuitorii, asta e altă treabă. Dar noi... Da, eu aș vrea să o faceți publică ca să poată să ducă omul să tragă de consilier. Are o problemă, nu mai vine la primar toată ziua, ducă la consilier. Cu sigur, consilierii cu siguranță știu, își cunosc zona de activitate. Da. Încă o problemă, datoriile la apă și la gunoi. Sunt persoane care nu își plătesc datoriile. Câți angajați sunt la apă? De ce nu vin persoane pe teren să ridice? Nu ați văzut pe teren? Să ridice apă. Da, nu cred că o persoană poate acoperi. Nu o persoană? A fost însoțită comisie. Ce le-au crescut? Aveți, domnul, n-am dat la mine, dar oricum să le-au crescut. Ne-au fost 3 persoane. Câți angajați sunt la apă, dacă nu... 10. Din care un casier. Toți 10 prestează servicii sau la apă sau în altă parte? Apă și... Casier. Canalizare. Canalizare. Mai puțin casierul care se ocupă din casa, apă și canal. Și inclusiv face teren. Cu o persoană din întreaga serviciu. Da, deci să meargă din casă în casă să... Merge la firmele respective în care e atât, dar el nu poate. Da, merge la firmele respective în care e atât, dar el nu poate. Să știți că o mers din casă în casă. Sau sunt care nu pot. Care nu vin deloc la... Astea sunt persoane răuvăitoare, dacă vor să plătească. Dar ideea e că toți mergem și plătim noi personal. Mergem și plătim datoriile, dărâncă. Mergi dacă un vecin, cineva sau un băiat. Poți să dai bani, duci să plătească. Nu vor să plătească. Dacă ești cu credință, sunt soluții. Poate să referi care nu plătesc. Sunt la aia să duc. Da, asta e tot doar ceva. Alea ducă și de aș de cată. Vă rugăm frumos să ați dat cuvânt, deci lăsați să vorbească. S-a încasat. Da, ce se încasează în continuare? Mulțumesc. Ar trebui trimis un reprezentant de la UNICEF la grădiniță la Bolătău. E o problemă acolo, mi-a spus doamna educatoare ieri. Trebuie să trimite primăria sau cine... Da, nu, la noi nu ajunge o solicitare, asta e la ideea. Da, nu la știu dacă la dumneavoastră, da. Să la consilier. Nu știu cum a ajuns. Și nu ați spus până la capăt despre ce este vorba, să știm ce problemă este. Da, e o problemă în care sunt absenți domnul care sau doamna care e reprezentant la UNICEF. Trebuie să fac o listă de prezenți, vin părinți și aduc copilul și aduc, apoi solicită să dea nu știu cât bani pentru să meargă copilul la școală și solicită și. Educătoare, chiar domnule, cum să-ți dau dacă nu vine copilul la școală? Nu există așa ceva. Există așa ceva. Da, dar e vorba după nu, că cei vreau cumpăra de vină pe cei se la nuntă și astea. Poftea? Nu ești informat. Ei, au lăsat să-mi spuneți dumneavoastră. Cred că, în primul rând, dar nu mă scuzați că întrerup, doamna educatoare, a trebuit să stea de vorbă cu directorul instituției. Da. Deci, părerea mea, are director, nu-i treaba consiliului local, că nu-și dea părintele la... primat acolo. Este trecut absent, nu-și primește... suma din proiectul respectiv, e vorba de proiectul Ovidiu Rom, dacă mi-am nu, 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 UNICEF, nu știu ce. Da, Ovidiu Rom. Are tichetele de 50 de lei. Exact. Da, UNICEF prin Ovidiu Rom. Și doamna a trebuit să anunțe director. Exact. Exact. Apoi, reprezentantul nostru. Încă o problemă. Cum am văzut o postare pe un site de socializare, se va apuca serios de treabă, noua conducere. Și ar fi cazul să vă apucați de treabă. Aș vrea să știu unde sunt florile din parcuri. Și câți bani s-au cheltuit pe florile din parcuri. Ba, s-au vestejut. Nu, nu, nu. Nu s-au vestejut. Deci vreau să știu unde sunt florile din parcuri.
unde sunt sub porțe de biciclete de la stadion, pe ce criteriu a fost angajat administratorul de la societate? Astea trei probleme care chiar vreau să le... Da, trebuie să facem o desfințială și o să vă răspundem și o să răspundem și la următoarea ședință. Da. Pentru că așa este, nu v-ați apucat seriozitatea. Cum se spune, că umblați cu minciunile. Dați o dată public să știe lumea, chiar vă apucați de treabă. Nu mai să-l protejăm pe unul, să-l protejăm pe altul. Nu. Asta m-am vrut de spus. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Drilău Romeu și se pregătește domnul primar Cudose. Da. Zona Petrosul a punct control. Contarea unui bec, nu ar fi, care e un punct strategic, acolo punctul ăla. Două, unul strată și unul pe urmă. Domnul primar, poate ne lămuriți, exact cum a întrebat și domnul Spătaru. Unii dosarul ăsta cu ăștia 5 km. Unii spun că proiectul e la București. Alții spun că e la dumneavoastră. Dumneavoastră n-ați făcut nicio adresă. Lămuriți toate persoanele. De asta m-am înscris la cuvânt. Vreau să vă duc la cunoștință. Da, lămuriți toate persoanele. Ca să vedem care... Să vedem cine minte, cine umblă cu minciuni. Da. Așa, și după aia... Cine verifică funcționarea la cele două parcuri și unii există decipherul sau cum se cheamă, aparatul la care se verifică cele două parcuri din centru. Monitorizarea. Și ridicarea indicatorului parcarea interzisă cu mențiunea mutarea spatele blocului, că acolo în față și nu mai oprește nimeni. Nu, am cerut. Sau dacă parcarea interzisă, să prezinte documentația de ce a fost amplasat acolo în fața poștei. În următoarea ședință. Așa, și lucrările, dacă mai durează la barajul Hormu, pentru reglarea apei, că populația încă a înțeles disconfortul care s-a creat, a apreciat gestul că s-a făcut în preajma toamnei, nu vara, că după aia toamna vin ploile. Deci la baraj s-a finalizat lucrarea. E bine. Barajul este plin. Da. Este curat. Apa avem. Să prezentați, domnule consilier, cine a făcut deratizarea. Ca să nu vă mai cere, dar e dat pe site-ul primăriei. Că acolo găsești informațiile de la site-ul primăriei. Ce este finalizat? Mai aveți probleme, domnul consilier? Nu, mulțumesc. Domnul primar. Ca să vă răspund la întrebarea noastră, domnul consilier, și să elucidăm odată și problema asta cu proiectele, de care se tot scrie pe rețelele de socializare. Eu cred că lumea ar trebui să fie informată corect și să știm așa, că e vorba de cele două proiecte, de reabilitare și modernizare DC-180 a 5 km, zona Bulătău, și de reabilitare consolidare de DC-180A, de la kilometru 0, zona Pietrosu, și reabilitare de drum comunal de la locuința Tureacă, ce include și drumul comunal de DC-180A, pod poștă. Lângă de centură. Da. Varianta ocolitoare din spate de acolo. Și Cocoașa. Cocoașa, proiectul este eligibil, cum a spus și domnul Ludău. Nu a întrunit punctajul. Avem un punctaj foarte mic. Eu mi-aș dori să treacă în următoarea sesiune, dar speranța este în camitete. Este depus, sigur că da, dar nu întrunit punctaj. E eligibil, dar nu întrunit punctaj. Sunt o grămadă de alte proiecte cu puncte foarte, cu un punctaj foarte mare. Eu m-aș bucura să înscrii și proiectul ăsta nostru. O trecut cu 4. Să sperăm. Noi am avut 42. Da. Nu a trecut. Sperăm să treacă acum. Două, trei puncte. Da. Deci unul. Dacă o să fie faza a doua. Este faza a doua și noi stăm și sperăm să treacă. Dacă ați mai fi găsit încă vreo 4 puncte, era și mai bine. Am încercat să mai găsim încă 4 puncte, n-am putut să găsim 4 puncte, pentru că am fi putut să mai prindi 2 puncte, folosindu-ne de cimitir. Am încercat să modificăm intrarea în cimitir. N-am putut pentru că drumul care duce în spatele cimitirului este intabulat de OMV Petro. Asta ne-a determinat să aducem, să aducem la cunoștință domnului director. Și ne-a promis că o să fac o comisie, o să analizăm toate drumurile și toate variantele, să ne aducem drumurile nouă, să le aducem la primărie, să putem investi pe ele. Nu, dar cu ăștia de la Bulătău. Stați un piculeț, lăsați-mă să vorbesc și după aia...
Asta e clar. Așa. E vorba de ăștia 5 km din zona Bulătău. Astăzi spuneați acolo că ați depus proiectul la București. Proiectul a fost făcut în 2015. Este depus la București, da sau nu? Este depus la este depus la București. Ați fost dumneavoastră personal și ați depus proiectul la București. Ați fost personal și l-ați depus. La achiziții. Cum? L-ați depus la București? Proiect, l-ați depus dumneavoastră personal la București? Nu eu personal, dar este faza la achiziție. Păi, eu vă dau datele acum, de așa. Da? Deci nu mai vorbiți pe rețele de socializare. Nu, chemat-o pe ea. Nu chemăm pe nimeni, stați liniștit acolo, aici nu-i cu Marcu, nu știam. Dar am fost la București. Și l-ați depus dumneavoastră acolo? Nu, l-ați depus acolo? Da, domnule. Este proiectul acolo? Eu vi-l aduc de aici proiectul, vreți să-l vedeți că este aici proiectul? Este depus proiectul acolo. Și ce răspuns ați primit? E băgat în... Da. Baza lor de date. E băgat în baza de date. Așa, și când o să aibă bani finanțare, o să dea drumul. Da. Așa, tu dumneavoastră ce spuneți la o conducere nu vrea să facă drumul? Păi spuneți că nu vrea București. Păi nu. Trebuie acționat ca să intre și drumul ăsta. Deci în două instanțe. Dar nu vrea. Trebuie să spunem imediat. Deci asta e că nu a conducere, nu vrea să facă drumul. Nu a conducerii. Sunt cam și aici am o deranjat cel mai tare, pentru că, bun, campania a fost, campania a trecut, da? După aceea ți-au spus, și vă dau și numii de persoană, pisa voi, m-am întâlnit cu el la service, la băieți, la serbar, aici l-au spus că, de ce minți, domnul Dudău? Cu ce minți, domnul? De ce ai spus că proiectul e făcut? Pentru că nouă ne-au spus că nu-i făcut proiectul. Dar proiectul este făcut și depus. No, și am, domnule, proiectul este hai așa... Hai să discutăm. Proiectul este făcut și este depus. Stați să vă spun imediat cum stau lucrurile. Și ați mai făcut, după, de când ați venit, ați mai făcut încă o solicitare. Așteptați să vorbesc, cum am scris la acolo. În data de 15-a ați primit de la Consiliul Județean o adresă prin care se spune așa. În vederea repartizării sumelor, așa, pentru echilibrarea bugetelor locale, conform scrisorii cadru, privind contextul macroeconomic și metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2016 și estimărilor pentru anii 2017-2019, vă rugăm să ne comunicați sumele estimate pentru confinanțarea locală în vederea derulării programelor de dezvoltare locală. Asta ați trimis o adresă pe data de 16-a 9-a și ați cerut, printre altele, și finanțare pentru ăștia 5 km de drum. Da? Probabil, da. Așa, sigur că da. Dacă au fost alocate sumele atunci, în anul 2015, nu? Păi da, da. Și nu s-o primit niciun ban. Pentru drumul ăsta nu s-o primit. Păi nu s-o primit, așa-i? Așa, deci ați făcut o solicitare și nu s-o primit. Proiectul sigur că da, este. Dar nu s-o primit. Deci dumneavoastră nu vi s-o dat niciun ban. Clar, ca să știți, da? Dar de-aia nu-l făceam. Vedeți? Așa nu mai spuneți, Aiurea. Ei, iar în data de 18-1-2016, ați mai făcut o adresă. Ați mai făcut o adresă către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, da? Domnul consilier, am spus dosul la cuvânt, da? Aveți probleme de rezolvat după ce vorbești. Am fost investit pe data de 27-6. Pe data de 19-7, am trimis o adresă la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Aceeași care a simțit-o și dumneavoastră. Și același răspuns s-o primis. Ok? Că nu sunt bani. Deci în 4 luni de zile, atât am putut face. Cât ați făcut și dumneavoastră, cât ați făcut și dumneavoastră, în 8 luni. Deci, trebuie făcut iar memorie. Sigur că da. Dar nu dezinformați. În rețeaua de socializare, nu mai dezinformați. Dar nu dezinformați, am spus că proiectul este făcut și de... Nu, hai să discutăm cinstit, așa e corect. Așa, nu că nu se vrea, că nu se poate, că se cramponează. Oamenii poate să vină la primărie, să verifici, da? Foarte bine așa, deci hai să discutăm în ședințele astea de Consiliu deschis, că așa e corect, da? Lăsăm o leacă mai mare cu rețele de socializare, lăsăm naibii campania asta, că am zis nu trebuie să facem politică, asta ne-am propus din prima ședință care am venit, dă o dracu de politică, că nu-i benefică pentru noi. Și asta e. Hai să facem treaba. Dacă aveți proiect și aveți ceva... Eu nu am nimic. Dacă aveți un aport de adus, hai să punem osul la treabă să facem împreună. Asta era ideea. Să se spună adevărul. Păi să spun, eu am spus adevărul aici. Vedeți? Gata. Asta este adevărul. Da. Nu ne mai cramponăm în chestiile astea. Bă, nu se vrea. Nu poate. Vai de capul lor. Hai să discutăm și hai să punem osul la treabă. Dacă cineva dintre noi știe și are mai multe posibilități, hai să mergem împreună să rezolvăm o problemă. Eu așa consider că e corect. Deci așa stau lucrurile, așa văd eu lucrurile, nu? De asta suntem aici. Nu să ne împungem, să ne înțepăm de fiecare dată. Hai să facem treaba. Aici vorbim degeaba. Pentru că dumneavoastră aveți majoritate, noi degeaba. Da, v-ați spus părerea și nu v-a ascultat cineva.
Hai să vă, haideți să vă spun eu. Hai să vă spun ce este. Doamna Aurora, ați venit cu un proiect și a fost respins pe motiv că sunteți... Nu, haideți să vă spun. Veniți cu un proiect și vi se respinge pe motiv că nu sunteți la PNL. Hai să fim serioși. Eu nu văd lucrurile așa, pentru că nu-i corect să le vedem așa. Vedeți-vă. Și de asta nici nu a mers atât de bine. Cum doamne, pentru domnul Arius am făcut. Da, de vorbim, nici dumneavoastră n-ați fost în comună. Să știți, sunteți consilier pe zona în care este, locuiește și domnul Vasilică. Ați văzut dumneavoastră pe domnul Dudov vreodată? Am făcut, au avut loc de ziua curățeniei, nu? S-a desfășurat o campanie, nu? În care am ieșit toți consilierii. În primul rând, când mie mi-ați dat acolo, că așa nu mă poți să-mi dați mie. Da, da, asta trebuie să vă faceți treaba. Nu e așa. Nu contează zona. Când nu vreți la Comănești, vedem. Nu vreți la Comănești, vedem zona la Comănești. Poate vreți acolo, pe nu? De acum vă atacă, vă, că nu mă lăsați. Nu vă sterpinați. Mi-a atacat câți 4 ani. Și în continuare, încă 4. Nu, corect ar fi să ne înțelegem civilizat și să... Nu vreau să zonă care combină, dar nu ați participat la acțiune atunci. Noi ne-am strâns toți consilierii. Eu mi-am cerut scuze, am sunat, am fost plecat. Dumneavoastră a fost o excepție. Cei care ar fi putut să vină n-au venit. N-au venit, au venit în rea voință. Da, dar Gheorghe a fost. Oaia neagră. Oaia neagră a PSD-ului. Bun, și care consilier nu vine pe zonă să-și face treaba, să facă treaba ce face. Rămânem așa de băgați în seamă, vedem la primar cu... Dacă nu poate schimba și mai repede. Păi nu știu, la mine zonă nu vine nimeni. Unde? Așa? Și noi am fost pe zonă, când ne-am dus pe zonă. Dar nu-i găsești, puteți să-i strângi la poartă fiecare, e rău. Nu. Deci nu la personal, deci pe zonă n-a fost niciun consilier. Dar unde ai zona? De la, la preot. Teoretic și practic, să știți, consilierul ar trebui în ședința de consiliu să facă cunoscut problemele care sunt în zonă. Așa e normal. Deci venim în ședința de consiliu și fiecare consilier își expun, fiecare dintre consilieri își expun problemele care sunt în zona lor de activitate. Încă vor nu sunt probleme. Nu sunt probleme? Da, consilierul nu sunt probleme. Sper să nu avem probleme. Dacă așa sper să nu avem probleme. Vă mulțumesc pentru partea. Doar exerciții, atât. Vă doresc o zi bună.